înlănțuie marea cu cerul Arheon. Și bărcile drumuri prin val își spar Heron. Privind asfințitul ce moare-n jar, își cântă aleanul un biet pescar Heron. Cu dorul lui mângâie zările Heron, și tristii răspund depărtările Heron. Zadarnic în glasul pustiului, el caută vorbele dragii lui. Vântul dar răspunde doar Heihon. Se-nvolbură marea cu cerul larg Heihon, și bărcile viața în val și-o sparg Heihon. Din crunta vâltoare cel mistuie pescarul spre marjanic căruie. Heihon! Iubit-o-n adâncuri de moi copii, Heihon! În spume de ape iar voi veni, Heihon! Iar altul cu barca de te-o purta, în fie ce val ce te-o mângâia, să știi că e iubirea mea, Heihon! Șaptezeci și patru, hai! Hai, pune-ți mâna! Mă, dă-mi și mie ceva în cont. Scriptura spune, mai curând va intra cămila prin urechea apului decât un bogat în împărăția cerurilor. Asta e cam așa de aură. Da, da. Dar până una alta lui împărăția pământului, de unde rămâne marea. Vorbești ca un păcătos și nebun. Ce te-a pus tu să-i judeci pe alții? Da, nu-i judec. Păi atunci știi ce te amesteci? A, spun și eu ce văd. E adevărat sau nu? Ești un om sfânt, unchiule Avram. Blestemat mai ești, ce cior de văduvă! Ia mai lasă-mă-n pace! Dacă trăia săracul Pavel Jora, nu ieșai tu atât de păgân. Nu mă judeca, unchiule Avram, că-ți faci păcat și nu mai intri în rai. Când voi pune cu pumnii pe tine, am să te învăț eu să-i cinstesc pe cei mai bătrâni. Cu bătăia nu scoți nimic bun de la mine. Țară! Dă-mâna! Te omor, mă! Thank you.
așteaptă Uliana. Dar ție ce-ți pasă? Du-te. Toarne, Iordache, am păcătit. Dormim în lotcă liniștiți. Noaptea. Acolo pe mare. Dar eu nu dorm. Mă gândesc. Mă gândesc la tine. Te strâng în brațe și te sărut. Și dimineața mă trezesc înainte de ceilalți. Și mă uit cum pierd stelele. Și mi-aduc aminte de cum a fost. Și cum o să fie cu noi. Lasă-mă. Uliana. Lasă-mă. De ce? Nu ți-e drag de mine? Ba da. Atunci? Ba da, dar nu așa. Mi-ar plăcea de tine dacă ai fi altfel. Dar eu așa sunt, nu altfel. De ce nu stai acasă? De ce ești aici? Pentru că ești tu aici. Nu iertat fără cununie. Da-n gând. Iertat? Iertat. Atunci plec pe mare. Să mă gândesc. Nu, Adam. Mi-e frică. Nu mai pleca pe mare. Dreapta. Unchiul Avram. Mai stăm și azi. Azi plecăm. Mai la dreapta. Dumnezeu? Știi tu ce-i drept? Judeci furtuna!
nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Așa și pe mare! Așa și pe mare! Ai lot ca lui Avram lipsește. Alelalte s-au întors. Ce să-i faci, Iordache? Și nici nu scoate capul pe uliță.
O fi făcut el ceva. O fi bolnav. Ei, bolnav. Dar tu când l-am luat, să fi fost mort și tot venea de pe mare să mă caute. Avea dreptate, tăi. De Simion o să-l iei de bărbat. Păi, e băiatul lui Iordache. Și așa tot pe el o să-l iei. Chiar dacă nu vrei tu. Când vrea taică tu ceva. Ce-i cu ea, a? Ce are? O fi având și ea ale ei. Juliana? De ce fugi de mine? Eu nu ți-am făcut niciun rău. Nu, tu nu. Atunci, ce ai cu mine? Simion. Și taica mă ucide dacă nu te iau pe tine. Dar mie mi-e drag Adam. Tu trebuie să iei pe cine ți-i drag, Juliana. Așa-i, Simion. Așa-i. Dar ce mă fac cu taica? Să-l minți. Să-i spui că e drag o altă fată. Ca să te lase în pace. La mie, tot de tine mi-e drag. Dar dacă îți place Adam, mânecăm. Pe tine tot nu te lua. De ce nu m-ai așteptat? Să te aștept. Ești în stare de atâta zile și nu te-ai gândit să mă vezi. Eram bolnav. Dacă ți-i drag de mine, și mort ar trebui să mă cauți. Mă chinuiești degeaba, Juliana. Eram cu săracul Avram și cu Toader pe mare. Vedeam că o să ne înecăm. Și-mi părea rău că pierd și n-am avut parte de tine. Taci. Nu. Mă rog de tine, nu. De ce? Nu iertat fără cununie. E păcat, Adam. Juliana, am obosit de când aștept. Mi-e sete. De ce mă chinuiești? Nu te supăra pe mine. Iartă-mă, dragul meu. Iartă-mă.
tribunal. Ce-i bre? Cine te-a bătut așa? Adam Jor. Altă muliere afară de Uliana n-ai găsit? N-are nici cămașă pe ea. Nu te-ai gândit cum de-a scăpat Adam Jora? Și s-au înnecat ei la alți doi? Nu s-a pomenit de când lumea. Ori scapă toți trei, ori se înneacă toți trei. Este? Dă-i înainte. Bună seara, măicuța Xenie. Acasă ți-i ficiorul. Dar ce-i cu el? Ascultă, Adame. Tu trebuie să vii cu noi. Dar el a dat întâi. Care a dat întâi? Avram sau Toadea? Nu, eu nu. Păi eu nu de ei. L-ați auzit? Unul din aia doi a dat întâi. Ia uite la el cum a îngălgărit. Hai, luați-l! Mai doi șef, nu e adevărat! Lați el! Cu șef, băzut, 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 băzut! Ura! Ia mâna după mine! Ia mâna după mine! Ieși! Stai, măicuță, stai. Eu ți l-am luat, eu ți l-aduc înapoi. N-aveam de ce să-i omor. Unchiul Avram mi-era drag ca lumina ochilor. El m-a învățat să prind pește. Și apoi și el și Toader sunt neam de-al meu, pescar de larg. Mai ai ceva de adăugat? Asta-i tot. Era o furtună cum n-a mai fost. Nu pot să intri, mătușică. Nu mai e voi. Să intre martorii. Manuel Stângu. Manuel Stângu! Eu nu cred. S-ar fi certat la cârciumă, da. Nu e Adam omul care să-l înnece pe ăla care l-a învățat pescăria. Eu nu știu. Nu i-am văzut. Oamenii spun. Nu se poate ca doi oameni să se înnece și unul să scape. Dar eu nu mă amestec. Eu nu acuz pe nimeni. Adam era fecior de văduvă. Iar maică Saxinia nu a avut puterea să-l strunească. De-aia nu-i cinstea pe bătrâni. Nu știu ce e parte civilă, dar n-am nimic cu Adam Jora. Nu el l-a înnecat pe fratele meu, ci furtuna. Dacă l-o sândiți, vă faceți păcat cu el. Alineatul B și a paragrafului 7, alineatul D. Adam Jora, în vârstă de 21 ani, fiul lui Pavel și al Axiniei Jora, de profesie pescar, e condamnat. Auzi?
bani mireasă de novina de aproapea mea. Dăruiește, Doamne, robilor Tăi ce sunt împreună toate cererile cele pentru mântuire, că Dumnezeu milostiv și de oameni iubitori ești. Degeaba, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început, al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas supuși. Și Petru le-a zis: fraților, ce veți face? Pocăiți-vă spre iertarea păcatelor voastre. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății cerului și al pământului. Iar voi care ați părăsit pe Domnul, de ce nu stau în genunchi? Și ați pulit numele Lui, sunteți sortiți robiei și toți veți pleca genunchiul ca să fiți înjunghiați, căci Domnul a chemat și n-ați răspuns. A vorbit și n-ați ascultat. Ce vreți să faceți? Vreți să lăsați numele vostru ca blestem urmașilor voștri? Niciodată. A murit. Ce mai e? Dar eu n-am murit. Thank you.
O găleată cu apă. Thank you.
plătesc. De ce nu plătești, mă? Sunt pe scardelari. Dar ce plătești pe scardă? Plătesc eu pentru el. Hai, mă, la vas. Nu merg, la ștepănea steagă. Hai, la vas. La ștepănea steagă. E, Cosma, hai, mă. Să treci așa. Să-l adunte și deodată. Eu am riscat asta să mă arunc el pește și vreau să-mi plătesc bine. Iar ai băut. La noile. Au un pic de rachiu tanche. Hai că tu nu miroșea pic, miroșea babă. Ce să-i faci de atache? Așa-i felul meu. Aici, mă. Hai de seara. Uite-l și pe dumnealui! Să trăiești, tovarășu Spiru! E un cât tovarășu Spiru! O muncă grea pe mare și cu rachiu tare! Ca nu vrem astră ce de la oraș! Bea, tovarășu Spiru! Urcați cu toții, gata, gata! Vă înțeleg, mă, pe toți vă înțeleg, mă, băieți! Poate atunci o să ne spui de ce nu ne-ați dat seminare de furtună la loci. Ia spune! N-am primit sticle neasteagă! A primit? Am făcut trei referate, trei. Unde-i scris, tovarășii Spiru? Am scris de trei ori la minister, tovarășii director, ce spune? Și mie de ce mi-a lăsat Ana lipsă în brigadă? V-am adus doi băieți tineri. Pe Cosma și Andrei. Pe ăștia eu i-am adus steaga, măsii, nu dumneata. Ura! Brigadă frutoasă! Ține cârba drept că te ating! Nici echipamentul stricat nu l-a înlocuit. Ba da, dar nu tot. Toate vapoarele care merg pe Constanța trec peste locul nostru de pescuit. Și dumneata lași fără felinare de furtună flota. Îți dai seama că te joci cu viața oamenilor? Plutitor, laie, vasul ăsta, steaga măsii! Prea multă indisciplină printre pescari. Și dezordine. Mai Matei, de ce nu-mi dai un om? Vreau să-l trimit în inspecție. Înseamnă că voi de la regiunea de partid nu vreți să mă ajutați. Îți dau un om. Vine de la sindicat. A fost pescar de larg. Viața lui un roman. Uite, pleacă steaua. Sticle. Aha. Mă rog. E adevărat. 42. 44.
42 și Vira. 44, mă, cine am văzut eu? Cum e meteorul? Vând forța 3 la 4. E, s-a ridicat ceața. Da. Au venit toate cuterile? Mai e unul. Uitați-vă. Ce manuil? De accesete? Păi nu! Mă duc să-i botez pe ăștia doi. Andrei, Cosma, haideți, bă! Haideți! Da, venim. Băi, cambuzierle! Ei, ce vrei? Bombani, biscuiți, săpun de ras, pastă de dinți? Băi, cambuzierule, te-ai scântuit la cap? Dă-mă strică! De lampă? De lampă! Și trei pahare, hai! Ia-le tu! Hai, vede! Ei, ai la rachiu? No! O sticlă de lampă! Dai cam afumată! La veridad, adevărul. Las haciendas conacul. La pampa una vez, un pajarito cantar, un pajarito gaucho, Lica viene pe 25 iulie. Da? Ce? Ce facem, tovarășe Spiro? Ce? Ăștia s-a îmbătat și nu mai vrea să plece, zici că n-au nadă. Da, e dracu, de unde să le dau? Dacă nu-mi dă Constanța, mă, băieți, ce? Ce? Unde? Tu ai ceva la cântat? Poate. Lasă-te de asta, ai ceva acolo. Mâine mă duc în port să le aduc nadă. Să se sature. Mâine e în 20. Mâine e în 25, nu? Deci ce dacă e în 25? Șt. Nu crezi. Basilică, un vestit pescar într-o duminică, se duse să bea un pahar în sar la cârciumă. Dar la cârciumă în geam s-a scris că aș nu se vindea, și cârciumarul a închis, fiindcă se hansura. Vasilică spuse-n sine sa, adică-n sinea lui, mă duc și eu ca să beau la nunta creșmarului. Dar la nașa casă nu găsea pe nimeni, pentru că întreaga la Iudus era drept la biserică. Basică, fiind duminică, atunci s-a gândit, merg și eu la biserică să beau rachiu zil-zil. Dar la slujbă el când a purcet târcomnicul i-a spus că nașul cu nunta la pesc cuită-n larg s-a dus. Basilică spuse-n sinea sa, deci tot în sinea lui, mă duc în larg ca să beau la nunta creșarului. Dar în larg văzând că nimeni nu-i în lung și nici în lap, se-ntoarse împrejurul lui spre cârciumar de țar. Vasilică, fiind vestit pescar și fiind duminică, mai însetat o pornirea în sat la cârciumă. Dar la cârciumă era închis așa cum am văzut,
ce pe fereastră era scris: să luăm de la început! Ce e asta? Emilian, Manoir, voi sunteți în vârta brigăților. De ce nu plecați? Și eu vă întreb. Dacă nu ne dă nadă, tovarășul Spiru, e de bolzii întreagă. Și de asta beți. Și dacă beți ce? Eu plec. Uite și pe șeful cu felinare. Bă! Felinare! Felinare de furtună, adoți? Așa e. Bă, felinare n-are. A, pe n-are. Dar a pescuit, ne trimite! Mă, eu vă înțeleg. Vă înțeleg pe toți, mă, băieți, dar ce vrei să mă fac? Am scris, am cerut. Ai cerut. Hai, duceți-vă la pescuit. Luați nadă din butoaiele care au rămas și plecați. Nu se poate, tovarășe comandant. Sunt ultimele rezerve. Ba, se poate. Așa e că se poate. Tovarășe comandant, se poate. Se poate, nu se poate. Atunci plecați. Plecăm, tovarășe comandant. Plecăm. Plecă, mă! Tovarășe comandant, dar să știți, aici v-am. Știți de ce dau? De necaz că trăiesc pe pământ, alături de dumnealui. Să trăiți, tovarășe comandant. Brigada fruntașe, ține cârma drept că te ating. Hai! Balamuc plutitor laie, steaga măsii. Ei, mă, Cosma, ți-e greu? 25 de zile pe mare. Mie doar. Dar ce, ai tu una care te așteaptă? Nu, n-am. Dar mă așteaptă una, știu eu. Pentru fiecare om a făcut Dumnezeu perechi. A mea o să fie, uite. Da, da. A mea? O simt cum crește în mine când trag la baba aici. Mă, Andrei, am să o strâng în brațe și am să-i fac 12 pui de pescar. E? Unchiule Manoel, ce noapte neagră. Măi, flăcăule, pe strada asta nu trece niciun vapor. Thank you.
aici. Lor nu era nimeni. Și vasul a trecut peste noi. Tu i-ai omorât! Ce păzești aici? Să neacă oamenii din cauza ta. Ucigașule, afară cu tine după vas. Pleacă! De la dreapta. 5 grade la dreapta. Mai vine un cutter. Și ăsta fără loți. Da. Nu e al nostru. Vine de la Constanța. Răspunde. Sunt destule legi la noi. Au ucis doi oameni. Vrem să facem dreptate. În mare cu el. N-ai dreptul să-l judeci, nata. Avem judecător pentru asta. Și cu loțile ce-ați făcut? Le-ați lăsat singure, de mare. Ce-ți pasă, dumitale? Stai aici pe vapor. Și noi înnecăm în mare. O, și milioane. Să-ți fie rușine. Are dreptate. Noi cum am adus bărcile? Faceți voi pe deștepții. Noi eram ei mai departe. Și ce? A apucat junghiul? Ia vezi ce treaba ta. Terminat odată. Ați venit la adăpostă, mămica. Să vi se neacă bărcile în larg. Oameni sunteți voi. Sigur că sunt oameni. Nu sunt ei de vină. Care a spus aici că era să se mece? Ce ăsta-i vânt să se mece un om sau o barcă? Se cunoaște că nu ești pescar, Steaga Măsii. Vine din birou, dar pe mare e altfel. Așa e. E altfel pe mare. Hai să aducem lotcile. Care vine? Eu. Și eu. Și eu. Vii și tu la ei. Mă rog să mă iertați. Nu m-am prezentat. Eu sunt Adam Jora. Trimis de întreprindere la noi. Ne-am închipuit. Du-te. Așteaptă oamenii. Eu te cunosc. Ești Adam Jora. Ieșai cu fratele meu pe mare. Și eu vă cunosc. Dar parcă v-ați schimbat. Ce-ați făcut voi? Emilian. Manoil. Și tu. De ce ați lăsat oamenii să părăsească locile? E greu pe mare. Nu-i chiar așa. Ce tu nu știi? E greu. Dar era mai greu când nu ieșeam pentru noi. Emilian, ce mai vrei în sală? Au trecut ani. Eu m-am însurat. Am copii mari. Dar tu, ai copii? N-am nimic. Hei!
iertat, n-aveam de ce să vă iert. Pe alții nu i-am iertat. Juliana! A venit Adam. E cu pescarii pe mare. E la fel ca înainte, dar mai trist. Mai viu, să-ți spun. Ce-i cu tine? Ce te-a apucat? Nu mai pot, mi-e sil. Ți-ai adus aminte de el? Da. Ți-au spus că a venit pe mare? Am să le crăp capul. Nu aflam azi, aflam mâine. Azi, mâine, ești muierea mea. Ești muierea mea. Te duci degeaba. Și acum ce te mai întors? Să pleci de aici. Nu-mi trebuie târfă în casa mea. Să pleci chiar acum. Mamă! Nimic! Are noroc că doar Miordache, ar omorâ-o. Pleacă! Pleacă! Pleacă!
Băiatule Emelian! Băi, tache! Ia vezi numai ceva în purceaua aia. E o sete de nu mai pot. Nu mai, Emanuele. Uite. Bea apă. Virte e curat și tare, frate tache. Dă putere. Dă-i băutori de apă ca simția ta. N-o putere în ei. De? Dacă Adam Zora l-a oprit pe cambuzier să ne mai vândă rachiu. Om? Așa cum am spus. E, lasă că mă judec eu cu el mațe peste lice. Dar să știți, aici l-am. Și pe ăsta, mă? Da, da. De când am fost după locile ăla. E om, bre. E om. Numai contra băuturii nu știu ce o fi având. Ceva? Am prins pe naiba. Naiba e pește bun, îl prinzi la fum și-l mănânci. Mănâncă-l tu. Iar te duci să vei? Nu, mă duc să joc șah. De ce nu dai de bou, frate? Ce, nu mai ai marfă? Am. Atunci? Dar nu dau, nu mă amestec. Am ordin să vând băutul scriptoase? Vând. Am ordine să nu mai vând? Nu mai vând. Cine a ordonat să nu vinzi, mă? Întreabă-l. Adam Zora. Cum? Vorbiți cu el. Auziți? Adam Zora. Ăsta e omul dracului. Ce are cu noi? Măi, cambuzierule, mie să-mi dai o sticlă de lampă că te fac saramură. Mai am încă una? Nu dau. Cambuzierule. Vorbiți cu tovarășul Zora. Zora, să vie vă, să-l ating eu. Aici sunt. Ce? De ce nu ne dai de băut, mă? Să dea de băut la popor. Poporul vrea să bea, că muncește. Nu stai la birou. Locu-te tine. N-ai să mă atingi, că n-ai dreptate. De ce-ai venit, mă, să-mi usuci sufletul? Te crezi că de frică de tine? Nu, Manoile. Știu că nu ți-e frică. Dar bei fără să te gândești. Te bați fără să te gândești. Trăiești fără să te gândești. Te iei după Simeon și alții ca el. Și asta tot fără să te gândești. Că nu avem nada pentru paragatele voastre. La asta te-ai gândit? Da, da. La spirul de ce doarme în cabină? Și nu-și vede de treabă. Da, da. Vai de steaga noastră. Da. Așa la e. Și ne fură și la socoteală. Fură, fură. Da. Dar, în schimb, vă dă băutură. Diseară stăm de vorbă pe punte. Aici, în inimă, aici te-am. Uite, pentru tine o și spate. E păcat, unghiule. Mai bine dă-o încoace, dragă, o înghițitură. Ies. Iute-mă, fraților, mă! Pensiet, mă! E om, re! E om, mă! Băi, băi, stop! Băi, stop! Băi, stop! La 18 sosește în port Arabela. Da. Bună dimineața. Azi. Am legătura cu Constanța. Aveți ceva de comunicat? Nu. N-am nimic. Nu. Vă salut. Salut. Ce se comunic? Las muchachos, băieți. Muchachos. Adios, muchachos. 18, sosește Arabela,
Arabela, Arab. Arabela. Vorbiți cu tovarășul director. Noroc, Adam. La noapte îți vine nada cerută pentru toată săptămâna. Cum merge? Gata? Diseară avem ședință cu pescarii. Gata. Nu ședință. Consfătuire și scurtă. Lasă oamenii noaptea să doarmă. Gata. N-aveți nicio grijă. Gata. Pune-te-n poliție de centru, atacant! Să aproape de carul sensul, să mergi ale țipei! Acela a semnat până la o zonă, doar este singur! Asistat! Gol! Stai, Joara. Vreau să-ți vorbesc. N-avem ce vorbi. Vă salut. Să trăiești. Se poate acum? Sigur, se poate. Dar repede, că am numai 5 minute nimeni. Nu dorea, frate. De ce nu vrei să-mi spui ce ai cu mine? Ai venit să te răzbuni? Nu vrei să uităm. Eu sunt mic, sărac. Tu ești tare. Eu n-am muiere. Tu poate te-ai însurat. Cum n-ai muiere? Uliana a plecat de la mine de mult. Și acum ce mai vrei? Să ne împăcăm. Să ne împăcăm? De ce? Ți-am făcut ceva? Bine. Bine. Bună seara. Stai puțin. Ia loc. Ce-i cu tine? Știu eu. Dumneavoastră sunteți căsătorit? Nu. Primul vas pe care l-am comandat era o navă mică. Îi spunea Ana Maria. Călătoream mult cu ea. Lăsam mereu în port o fată de pescar. Mi spuneam Ana Maria, ca vasului meu. Ne-am hotărât să ne luăm. Dar după o călătorie lungă, am găsit-o măritată cu altul. Mai târziu a fugit de la el. O bătea. S-a întors la mine. Am primit-o și... Tovarășe comandant, vă cheamă la timonerie. Da. Iartă-mă, te rog. Jos cu el de pe vas! El răspunde de viața lui Andrei și a lui Cosma. Să fie dată în judecată. Așa e, Laie? Are cineva ceva de spus? Eu! Să-l ia și pe steaga lui de pontator de aici. S-a pierdut destul timp. Și s-au pierdut și vieți de oameni. Cine răspunde, vă da socoteală. Mâine dimineață, Spiru și cu pontatorul lui vor fi trimiși la Constanța la întreprindere. E de acord toată lumea? Vom găsi pe alții mai buni și mai ales cinstiți în locul lor. Iar băutură pe vas nu se mai vinde. Facem chef pe uscat. Aici ne trebuie mintea limpede. Așa e, Manoil. Și acum la treabă. Manoil. Da. Emilian. Când plecați? Fără nadă? Păi ce facem? Muzica.
Diana e la noi. Te așteaptă. E tot ca înainte. Dar mai trist. Ce-i bre? Mi-e greu. Ești un bătrân. Învață-mă ce să fac. Bea! De ce mi-a furat-o? Chiar dacă-l omor, tot nu mă liniștesc. Ce ești nebun? Cum să-l omori? Atunci o omor pe ea. Fiindcă nu e drag unea de tine, să omori oamenii? Rabdă! Rabdă până strece! Nu-mi trece. Nu-mi trece cât o-i trăi. Ce vrei, Simion? Mm-hmm.
Nu poți să dormi, Jora? E o noapte liniștită. Și-ați iertat-o pe Ana Maria? Nu. Deși o iubeam cu adevărat. Nu mă mințise. Nu știu de ce, dar n-am iertat-o. Ce fac? Cum ce faci? Când nu ești aici, stau și te aștept. Nevestele de pescare au treabă la câmp. Eu n-am treabă. Stau și te aștept. Și când vii, nu vorbim. Și ce vrei să faci? Aș vrea să fiu învățătoare. Să am treabă cu copii. Eu tot n-am copii. Bine. Să te înscrii în toamna asta la o școală medie. Adam, ce ai cu mine? Ce mă mai întrebi? Nu știi? Nu știi că nu se mai poate drege? Tot aia. Poate era mai bine să mă omor. Am vrut. Dar te-am așteptat pe tine să vii să mă iei. Am venit. Mai bine mă omoră. Mai bine răbdai un an, doi, până mă întorceam. Și eu am răbdat. Când eram să mănec, îmi țineam răsuflarea să ies la fața apei. Dai asemenea că om, că nu poate răbda. M-au chinuit. Îmi spuneau mereu că ai murit. Ce era să fac? Îți faci păcat cu mine, Adam. Nu-i drept. Nu știi cum a fost viața mea cu Simion. Te cred. Dar nu-mi iese din suflet. Îmi treci. Poate vrei să te desparți de mine. Nu. Nu pot. Să vreau și nu pot. Dar degeaba. Asta viața adevărată nu e. Uriana. Uriana, iartă-mă. Te rog, iartă-mă. Eu sunt un nebun. Tu n-ai nicio vină, săraca de tine. Nu. Nu vorbi așa. Mai bine ceartă-mă. Să rămân cu tine. Dar nici să plec nu pot.
tu nu poți să pleci. Dar eu pot. Ai dreptate. Asta viața adevărată nu e. Dar să știi că numai pe tine te-am pierdut. Își cântă aleanul un biet pescar pe hor. Cu dorul lui mângâie zările, ei ho, și tristii răspund depărtările, ei ho. Zadarnic în glasul pustiului, el caută vorbele dragei lui. Vântul dar răspund de doar ei voi. Se-nvolbură marea cu cerul larg, ei ho, și bărcile viața în val și-o sparg, ei ho. Din crunta vâltoare ce-l mistuie, pescarul spre manjan căruie, ei ho. În adâncuri de moi copii, ei ho, în spume de ape iar voi veni, ei ho. Iar altul cu barca de te-o purta, în fie ce val ce te-o mângâia, să știi că e iubirea mea, ei ho. Voi depărtați-vă să nu se lovească bărcile! Așteptăm cuterul! Să-l steagă! Emilian, scoate apa! Copiii tăi tot pescarii, faci? Da? Ce n-am voie? Ha! Ha!
plecat la lui Manoel, la 5 ore de aici. Să plece imediat cu trei după ei. Acum de zonă! Steaga! Ache! Ajutor! Aici suntem! Aici! Noi! Teaga! Teaga! Lae! Lae! Trăiește! Sprăvit, Jora. Aici murim. Amândoi. Uite, vine moartea. Nici tu n-ai să o ai.